proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul are obligația de a prezenta și polițistului local, la solicitarea acestuia, datele de identificare a persoanei căreia i s-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. În caz contrar, cel în cauză riscă să fie sancționat. Toate acestea potrivit unui proiect inițiat de deputații liberali, adoptat luni de Senat, care vizează modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat cu 101 voturi pentru și 11 împotrivă. Au fost de asemenea și 3 abțineri. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare amendarea OUG privind circulația, republicată cu modificările și completările ulterioare în sensul stabilirii și în sarcina poliției locale a posibilității de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat datele de identificare despre care aminteam mai sus. Potrivit expunerii de motive, aplicarea acestei modificări la legislația în domeniu va conduce la reducerea numărului de încălcări ale normelor legale privind oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor. În considerarea faptului că polițiștii locali vor avea competența de a solicita datele de identificare ale conducătorilor autovehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar, se va reduce cu siguranță numărul de încălcări ale normelor legale privind aceste aspecte, având în vedere și faptul că sancțiunile pentru necomunicarea datelor de identificare sunt mai mari decât cele pentru oprirea, staționarea sau parcarea, se explică în document. Senatul este prima cameră legislativă sesizată.